În comuna Șișești se realizează acum o investiție foarte importantă și mult așteptată pentru comunitatea din această localitate, în sensul că se construiește un cămin cultural nou cu o capacitate de aproximativ 300 de locuri și un termen de realizare de 12 luni. Așa cum spunea și domnul primar, sperăm ca spre sfârșitul lunii august 2024 să fie gata această construcție. Demersurile sunt începute de către domnul primar de mult timp. Într-un final s-a reușit obținerea finanțării pentru acest proiect important, așa cum spuneam, motiv pentru care îl felicit pe domnul primar Marian Răducan pentru această investiție pe care a demarat-o acum, dar și pentru toate celelalte investiții pe care le-a făcut și urmează să le facă în comună, urmând ca în perioada următoare să inaugureze și un centru medical modern, așa cum mi-aș dori să fie în cât mai multe comune din județul nostru. Este un proiect pe care încerc din anul 2012-2013, l-am depus în cadrul Companiei Naționale de Investiții ESA București. Este vorba de construcție nouă și dotare cămin cultural comuna Șișești. Este o investiție care se ridică aproximativ 400.000 de euro. Avem termenul de finalizare 9 august 2024. După cum vedeți, noastră s-au executat săpăturile pentru fundație, s-a turnat primul strat și sper ca la anul viitor, în timpul acesta, să ne întâlnim, să facem o horă cu toții. Eu nu trec speranța și sunt convins că voi găsi înțelegere în continuare la Consiliul Județean, la domnul președinte, la Consiliul Județean, pentru că vom avea nevoie de sumele necesare pentru lucrările privind funcționarea. Construcție fosă septică, racord instalație electrică, construcție clădire centrală termică și achiziția centrală termică. Acestea intră în sarcina comunității locale.